urmăriți televiziunea Wonders simpli și liber. Ules doamna pe târziu, mai pe prumă, mai pe o măt, mai pe prumă, mai pe o măt, mult mai beau și nu mă văd, mult mai beau și nu mă văd, Bună dimineață. Ce s-a întâmplat? La mine a fost supărat gâști, frate. Asta în ce sat? Târnova. Ah, Târnova, Edeneț. Da. Multe? Vă și am spus și gâști supărat. Uh-huh. Ați depus plângeri la poliție? Da, m-am dus, am cadat pe urmă, și au dispărut urmele lor. Și am chemat poliție și el a venit să uita, da, au fost așa. A venit și a scris. De asta când s-a întâmplat? Când așa, nu, ieri, mai 3 zile urmă. Da. Până la umătă, dacă nu se ningă, până la umătă. În seara de Ion, iată. Am înțeles. Sunt Ion. Poliție, ce v-a zis? A venit poliția și a scris plângerea, eu m-a instalit frumos. El mi-a zis și mie ca să chem câteva 3 zile. Când m-a supurat și noapte la ora 3 de noapte, eu m-a trezesc că la mine de fragă găgăiesc gâști. Când ies afară, se dă părcă de gâști. Dar eu zic că poate și la întâlnire, mă duc la ție și sunt. Și că ne-au dus și ne-au furat cineva și ne-au dus înapoi. Ori cu glumit, eu nu știu ce au făcut. Ori pe tine s-au rătăcit. Nu, mai ies, nu. Gâștii de acasă nu-și duc... Închisă. Da, dar nu se duc, noaptea încă nu duc. Gâstă nu duc încă noaptea, asta eu știu. Și când a două zi, zice, ăia, ia că au dus gâști, ne-au dus gâști noapte, dar cine? Dar și urmă n-ai văzut? Păi eu nu știu, eu am dormit, m-am trezut, gâști era prag. El vine a două zi, nu zici nimic, că chiar din gâști s-o găsit, gata, trebuie să-l găsit. Cum asta o găsit amin, tăți gâști, nu sunt la mine, nu stăți gâști, dar cât ai avut? Băi, 23 de gâști, am avut acum, te-am scris acolo în protocol și alea, te-am scris 23 de gâști. Și cât am? A patit din gâști 4 lișni. Cum lișni? De unde lișni poți fi 4 gâști, dacă la mine lișni n-are de unde bă. El a venit la, eu n-am fost acasă, am fost la oraș, la Edință, el mă sună unde e, zic, nu s-a acasă, la Edință. Ai venit la primărie, mi-a dus pașaport. De eu întreb, dar pentru ce ne faci trebuie pașaport? Trebuie un cod acolo, scriu de pașaport, trebuie să scriu numere. Mi-a dat când ai fost, trebuie să-i spui nici, când ai fost la mine la poartă, ai scris, trebuie să-i spui, băi, dă-i în pașaport, scriu Dane tot din pașaport, da, e ca așa. Dar el a venit pe o două zile, mă sună și vin la tărica mea acasă, nu s-a prezentat nici, nici tu corăcă, nici. S-a dus un col, s-a drăsteat acolo și a făcut. Eu nu știu de asta, el n-are voie, duc el așa, prost așa, duc să filmez, ăsta să fotografieze. El trebuie să prezint, cine e el, corăși când să arăte. Că eu e ca așa un om de așa de pus. Dar i-ați propus adică să se prezinte? Da, el nu s-a prezentat, nici nu s-a prezentat. Uh-huh. El nu s-a prezentat, el așa trebuie să prezinte un om, cine e el, trebuie să arăt corăși. Eu de unde știu cine e el? Am îmbrăcat forma, am avut forme, este cât vrei sunt amut în formele. Fotografiază cine vrei amut. Corect. Eu de unde știu cine e el? Hai că eu poate să știu că e la primărie, el spune că... Dar tata, el, mama mea, de unde știi cine e el? Unde îl fotografiază? Și totuși acum v-a venit răspunsul deja sau... Nu știu nici, încă nu mi-a venit, el mi-a spus să vii la primărie și eu nu m-am dus. Și el a întrebat mie cum zice,
povestea între mafie, oricum a fost zis și tanta aceea între mafie, când se vin, mă prezent la primărie, urmă să mă prezent, eu nu știu. Eu i-am spus, băi, ia că vrei, luni dimineață vin la primărie și te aduc. Și el zic, nu, trebuie asta alea, că mă gândesc, a, pașaport nu-i duc eu, a se fac, orică se fac sierus la pașaport, a se dau hartie și e lui, dar pașaportul mână nu-i dau lui. Da, da. Așa posibil. Cel mai bine e faceți un live din primărie, dacă ceva, sau de la poliție, de unde vă cheamă acolo. Dar dacă spune că nu spate? E loc public, de ce nu spate? La dumnealui acasă nu spate, dar la primărie sau la... Poate a fost acolo, deja s-au înțeles că... Îți dau numai, salvează-mă, poate a prins hoțul pe urme, pe... Duceți-vă, puneți la urma urmei camera ascunsă și filmați și... sau audio și pe urmă vedeți ce s-a întâmplat totuși, de ce vă deranjează. Bun. Da. Da, și bună, dar... Dar nu trebuie să mai scrieți, că ce a scrie, cum trebuie să citesc, așa? Da, citiți și vă iscăliți dacă e scris acei ce sau singur trebuie să scrieți acolo când îmi plângeri. Plângerea singură ați scris-o sau dumnealui? El o scrie. Acum majoritatea ei scriu. Dar vedeți dacă o scris tot corect din cuvintele dumneavoastră, vă iscăliți. De ce să nu vă iscăliți? Iar dacă ceva aveți suspecții, nu vă iscăliți. Și dacă vă impune sau ceva, acolo este un punct unde trebuie să vă sedeie avocat de stat. Da. Trebuie să dai avocat de stat și trebuie să dai perevocic. Dacă nu înțelegi limba de stat, trebuie să dai care grește în limba rusă. Corect. Și ei trebuie să aducă de la ei, trebuie să aducă în coaște. Așa, eu așa cam știu. Ce să aducă? Ori, cum, dar trebuie să... Eu limba primeană, el scrie moldovenesc, eu limba moldovenesc, nu știu, eu limba rusească știu. Da, da. El zice că limba rusă nu știa scrie. Atunci trebuie om care să... Da, trebuie să vă deie numai decât traducător. Da, traducător să ne aducă. Da, asta e obligatoriu. Bun, coroci, eu acela luni am adus ca să văd, așa, apă, scriu pe zapis. Da, bine. Spus, doriți să vă prezentați? Da. Nu trebuie. Da, bine. Bun, hai, auză frumos. Cumpără mâncare, fasole, orez, făină și parizer, grupa mare. Nu cumva se prindă boala coane pe stomacul gol. Bagă în ei până o să moară toți de la colesterol. Oh. Ca Sandra e grea.
me valla rasho mo be valla mo se kanta chem ne meni ye ya ya tam bale vera la le tori ya mi se jene mo to te te pero te mo ya che ka ya ka sandra e gre mo ya pa dra za te valla rasho mo be valla mo se kanta chem ne meni ye ya ya tam bale vera la le tori ya mi se jene mo to te te pero te Тихо, тихо. А, хорошо.